Bine mai prieteni! Știți vorba aia cu mare grădină al Dumnezeu și mulți i-au sărit gardul. Adică mulți proști. Da? La asta se referă. Acum nu eu de vină că există tot felul de zicare de genul ăsta. Bun. Și l-ați văzut pe domnul Simion, care, al alteri, a venit cumva cu poalele în vânt, răscărcărat în tot felul de destine de asta de martir, și spunea, domnule, sunt chemat la Direcția Generală Anticorupție, toai, se că instituțiile, sunt un om vânat, asta de da impresia, așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu era un fel de martor de la, pe care le la căsătorie, îl mai ei când îți botezi copilul sau când ești chemat la Direcția Generală Anticorupție. Ca să se vadă după aia că zburătăcea la ăstuia, martirul ăsta de Vrancea, pus să salveze lumea, lumea toată, dar de fapt a fost o simplă zburătăceală, pentru că Direcția Generală a, a Anticorupției a dat un comunicat și a spus da, este chemat de martor, domnul George Simion, dar este chemat de martor pentru că el a depus o plângere penală și atunci va trebui să-l chemăm de martor, că este practic ceea ce el a făcut. Da? Nu este nicio conspirație la mijloc, Dumnezeu să stea la locul lui acolo, are alte treburi, cu Sfântul Petru mai joacă o tablă, mai repar un gard acolo la unde tot sare domnul Simeon din când în când în grădină, cum ar de reni, să stea liniștit. Și m-am gândit, băi, ca să vezi cum, cum funcționează la tovarășul popor chestia asta. Din două chestii, da? Bine, George Simion n-a în grădina lui Dumnezeu. L-a dărâmat a plecat, a intrat în el, cum, vezi în filme, știi, când boară porțile acolo și merge la salveze lumea. Un fel de Bruce Willis de asta de Francia, de acolo de la etajul 4, da? care vine să ne spună cum merge lumea, cum se salvează, o anumită tehnică. Da? Asta va fi și paradigma pe care va merge în campania electorală aur. Victimizare până la Dumnezeu. Luată și de, și de PSD, un pic, pentru că și acolo este o parte auristă, este și în PNL partea auristă a domnului Sighiartău. da? Ne victimizăm. Domnule, uite ce ne fac ăștia. Este un promo la un moment dat, a fost o emisiune pe Prima News, a fost invitat și Simion pentru că Prima News trebuie, conform tuturor normelor legale din țara asta, normelor CNEA, să fie imparțială ca toate celelalte televiziuni. Da? Deocamdată ce ne-au zis, Prima News și B1 sunt cele mai imparțiale. Pe mine mă miră chestia asta că eu nu pot să fiu imparțial și nici n-am chef să fiu imparțial. Nu pot să fiu imparțial față de un violator, față de un criminal, față de un populist. Asta ca să ne fie clar și să nu mai spună, domnule, lumea, domnule, subiectiv. Da, nu-mi permit luxul de a fi obiectiv în România. Nu se întâmplă lucruri normale și dacă se întâmplă lucruri anormale, atunci normal că ești subiectiv. Da? Este o chestie de atitudine și nu de stai forșac de la, de... vai, eu sunt jurnalist, sunt deontolog, domnul care, pe care l-am văzut acum că o violat 15 oameni. Eu spun, totuși, după ce scoate dânsa din trânsa, să mergem pe prezumția de nevinovăție. Asta este o ipocrizie imensă. În Gazetăria Românească. Bun, bun. Și atunci de-aia am permis să fiu total neobiectiv. Da, ca să nu mai zic subiectiv. Știi, pe chestia asta vor merge. Domnule, ne fac ăștia colonie, nu ne lasă Comisia Europeană. Uite că Comisia Europeană ne cere să, să facem praf economia, să facem praf puterea de cumpărare. Vai, ce se întâmplă. În același timp, dacă ați observat, nici un cuvințel despre vreunul din PSD cu tragedia aia de la Crevedia. Niciun cuvințel despre tragedia de la Botoșani, unde tot PSD-ul este managerul mare al lucrurilor. Adică o grămadă din PSD băgați la Crevedia acolo cu exploziile de rigoare, o grămadă din PSD băgați la Botoșani de doamna aia nașa mare din, fa din fruntea Consiliului Județean, o ființă și ea, da, care l-a -a pus pe ăla pe ce era la. A Ceva întâmplat, l-a pus acolo sus, la, la spitalul județean. Da? Niciun cuvințel n-a zis uh, aurul. A zis numai de Arafat, să-și dea demisia Arafat. De parcă Arafat era cu bombele alea uh, pe șosea, dar cu GPL-ul ăla pe șosea. Bun? Nimic despre PSD. De ce? Pentru că încet, încet aur încearcă să-și facă o figură frecventabilă. Ați văzut uh, întâlnirea cu ambasadorul Israelului, gata, nu mai suntem antisemiți, recunoaștem că Holocaustul nu mai este o temă minoră, am, uh, am încheiat citatul, uh, ne prefacem că Antonescu nu nici n-a existat vreodată, ce, oh, da, nici nu știm cine e ăsta. De ce? Pentru că încet, încet se pregătește să guverneze cu PSD-ul din 2024. Da? PSD-ul mai are încă niște dubii, asta o știu din interior, dar încet, încet se pregătesc să vorbească pe aceeași limbă, unii mai dur, da? european ne face colonie, etc., etc., alții așa mai lașo, cum să spunem, mai ușurel. Domnule, a mers la Bruxelles, trebuie să înțeleagă și ei că noi avem niște priorități, nu putem face chiar cum vor ei, etc. De parcă ea de la Bruxelles ar vrea să se facă reformele în România, nu noi. Da? Cei de la Bruxelles spun așa, nicio problemă, avem aici vreo câteva miliarde de euro, zeci de miliarde de euro, trebuie să faceți niște reforme dacă vreți numai, să-i luați. Dacă nu vreți să-i luați, nu vă cere nimeni nicio reformă, absolut niciuna. Așa că totul este la noi. Și îmi zicea Adrian Adrianescu din, din Finlanda, domnule, nici apropo de mingea asta în terenul nostru, nici măcar la fotbal nu mai sunteți bun, nu mai aveți nicio echipă calificată. Domnul Adrian, să vă explic, noi, lucrăm cum, noi, noi jucăm fotbal conform tradiției, unde și istoria ne învață că noi n-am cucerit niciodată pe nimeni, ne-am fost blajinii lumii se poate să, să, vrem asta. Cum să batem pe cineva? Noi așteptăm și insulele Feroe să ne dau un 3-0 și după aceea să spună că nici nu mai există echipe slabe, domnule. Uite, uite. Și România începe să joace. A luat-o numai cu 3-0. Noi jucăm uh, fotbal cu istoria. Da? De aia nu batem pe nimeni. Că n-am bătut pe nimeni. noi turtucaia. De la turtucaia, pe acolo e tradiția. Și în economie, și în educație, și în fotbal, iată. Bun. A doua chestiune. Dacă ați văzut ultimul sondaj din somar pe europarlamentare, aurul a trecut în frunte. Pe locul întâi. Pe locul întâi, bravo românii. Da? 27% aurul, 25% PSD-ul, 15% PNL-ul și 7% USR-ul. Și aici deja ar trebui să povestim un pic de ce a trecut aurul pe primul loc au cu cu pe primul loc pentru că avem 2% din PIB pentru educație. Adică suntem un pic mai prostoți, ca să nu zic prostalăi, că îi sâmbătă și n-am chef să vă stresez weekendul. Bun, suntem așa cum suntem, adică foarte furioși pe faptul că lumea se uită la noi și se întreabă de ce mai existăm în istorie, în istoria Uniunii Europene, cum se face că de 33 de ani nu reușim să facem o reformă cât de cât structurală, cum se face că Țara asta, care ar avea niște potențial în turism, în știință, în, în tot ce vrei tu, în agricultură. Dar cum se face că țara asta rămâne ultima, acolo la bătălie cu Bulgarii, pentru ultimul loc, în Uniunea Europeană? Și noi suntem foarte furioși pe chestia asta și facem exact ce zice Ce ai cu noi, bă? Pentru ce să dăm cu vară? Dar noi suntem români, noi suntem români, noi suntem pe vești stăpâni. PSD-ul, locul 2... O să vedeți că vin întrebările fundamentale în PSD. Domnule, trebuie să accesăm și noi www.populist.ro. Da? Și atunci vor face tot posibilul ca din populismul lor să mai câștige ceva procente. Bun? O să vedeți cum încearcă și cum vor fi din ce în ce mai numai anti-europeni, anti-instituții europene. Adică noi vrem să fim europeni, noi suntem de 2000 de ani europeni noi respectăm Comisia Uniunea Europeană, dar ăștia de la Comisia Europeană sunt niște loze, da? că nu vor să ne dea banii care ni se cuvin, da, pentru că acel contribuabil neamț, suedez, finlandez, italian, spaniol, luxemburghez, etc., ăla ne-a dat așa, ca pe un cadou de ziua noastră. A fost ziua noastră, da? de 1 decembrie, și de atunci ăștia ne tot dau bani. Ca Atunci când vin prietenii, întârziați. Dom'le, n-am putut să vin la chef, dați-mi un cadou. Și era, era sâmbătă seara. Bine, eu am venit numai acum, marți. Înțelegi? Bun. Și atunci vor merge și ei, vor duce eșaloanele 3, 4, 5, vezi Cristescu de la, de la satul mare, vezi tot felul de dintre ăștia care sunt băgați în față tocmai ca să preia cât de cât din limbajul și din electoratul și închipul ei al aurului. Mă duc la PNL. PNL la 15% este o surpriză plăcută. Totuși 15% pentru un partid care se, se în urma ca un fel de remorcă de a, știi, dacă pe, pe o roată are pană, băi, mult ați făcut. Mult ați făcut. Mai băgați-l pe Sighiartău cu tot felul de aiureli, da? Sighiartău este omul, este deputatul PSD, pe PNL, care a sintetizat ca nimeni altul de la aur, ideologia aur. Eu, când l-am văzut prima dată, m-am speriat. Incredibil. Cum poate un om normal, tânăr, să gândească atât de concis aurește? Da? Pur și simplu, omul ăsta are o problemă cu, cu conspirațiile, pe de o parte să dă european, pro-european, etc., pe de altă parte, ferească Dumnezeu să-l atingă în zonele sensibile și nu mă gândesc la între picioare, da? mă gândesc la zonele sensibile. cu cu tot felul de... El are impresia că Europa este cu părinte 1, părinte 2, are tot felul de aiurele cap. Este normal ca PNL-ul să ajungă la 15%. Bravo! Este bine că a totuși clasă. Mă duc acum la USR, 7%. Opa! 7% pentru un partid care reclamează reforma, dar care nu știe să comunice, fără supărare. Un partid care a stat la guvernare undeva la sub 2 ani. Un partid care a stat la guvernare doar ca să fie călcat în picioare, Ia că Binează. Înțelegeți? Un partid care a trebuit să stea la guvernare exact în zona cea mai proastă din secolul 21, vorbim de pandemie. Și n-au putut să comunice. Pentru că în USR încep să facă bisericuțe. Și bisericuțele astea sunt teritoriale. De cele mai multe ori. Dacă vă uitați la Tăgămâne și vă uitați la Oradea, unde, unde USR-ul nu poate să treacă de 3-4-5%, da? înțelegeți despre ce este vorba. Pe mine mă miră. Pe mine mă miră, pentru că dacă ei, usăriștii, unul cu unul, sunt oameni foarte deștepți, cu carieră proprie, antreprenori, oameni care n-au băgat mâna în buzonarul statului. Când ei, ca echipă, parcă o dat dracii în ei. Asta este un adevăr pe care eu îl văd. La 7% înseamnă că România are șanse foarte puține să-și revină, pentru că niciodată uh, uh, USR-ul nu va fi luat la guvernare, cu ideile de reformă. A încercat Drulă să facă reformă, a încercat Năsui să facă reforme. Ei bine, după spectacolul de Breaking News, și a fost un, un spectacol, vorba bine, suntem noi obișnuiți cu spectacol, apropo de, de uh, raderea uh, mafiei la din Metro și cu Ranga și cu așa mai departe, pur și simplu s-a pus Batista pe Țambal, și aici nu de către USL, ci de cei care au zis, băi, dar ăștia ne strică toate complicitățile de 30 de ani. Noi am făcut niște afaceri cât de cât, am ajuns la vorba a trimersane în 15 răusuri, plus uh, niște vacanțe la Monaco și acum vin ăștia, tântălării ăștia mici și guralivi, da, ca să ne facă nouă praf afaceri. Ei bine, și i-au ejectat. Dacă observați, useriștii mai intră doar la uh, câteva televiziuni, două, maxim, da? în rest, încet, încet, ia meres pe Facebook că și acolo e joc de joacă. Bun, U de mereu nu mai vorbim, unde mereu are partea ei, partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, volatilă, nevolatilă, ei vor face acei 5%, plus încă 1-2 și stau liniștiți. În rest, va fi jale. Pentru că din 2024 este foarte clar că se pregătește o coaliție PSD-AUR. Dacă presiunile vor fi externe mari, dar aici fac o paranteză, s-ar putea să nu existe acele presiuni externe, pentru că dacă se mișcă geopolitica mai drastic, nimeni nu va fi interesat. Vai, ce se întâmplă în frumoasa și fascinanta Românie? Hai mă, guvernați dracului odată, asta va fi ideea. Bun. Dacă nu se întâmplă nimic, înseamnă că ăștia merg liniștiți către, către PSD Aur. Se vede, se vede cum încearcă fiecare să spele imaginea să pară pro-european. Adică să nu streseze foarte tare uh, 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 ideea oamenilor, normal, la cap din lumea asta, că, băi, au ajuns extremiștii la guvernare în România. Sunt foarte mici șansele ca PSD, PNL, USR și o parte din ce ori mai intrat pe acolo, ăștia, reformiștii, să facă ceva în 2024. Și sunt foarte mici șansele și o să vă spun de ce. Pentru că paradigma în care se va desfășura toată campania electorală și deja început, da? nu este cea a, hai să facem reformele, da? ci este cea a victimizării. Ori n-ai cum să mergi mai departe cu asta, doar dacă stai braț la braț cu extremiștii. Și extremiștii, ați văzut, când e vorba de, de, de luat voturi, rup gardul, intră acolo în grădina lui Dumnezeu, da? și nu-i nu bai că e mare grădina lui Dumnezeu și mulți au sărit gardul, că ei încap acolo. Ei încapcă din ce în ce mai mulți, dar și grădina e din ce în ce mai mare. De la grădina Maicii Domnului, aia care era pus acolo cu Arsenie Boca și cu alți sfințișori de ăștia de cartier, brusc am trecut la grădina lui Dumnezeu, unde nu e așa, Dumnezeu repară gardul mereu, era, păi cum dracu, ce ăștia, incredibil, domne, ce săritură fac ăștia românași și ăștia deștepți. Și foarte religios, pravoslavnici și de aia care fac cruce cu limba, gândindu-se că, lasă-mă, că ne ajută Dumnezeu, nu trebuie reformă. Ce? N-am rezistat chestia asta, cu chestia asta în istorie toată. <laughs> și Dumnezeu să nu ne enerveze, că s-ar putea să, să nu se să rupe în gardul, să-i dăm gardul mai încolo, ci să spunem că e noastră. Da? că noi am mai făcut chestia asta și uite că toți suntem deștepți. Și dacă nu ne enervează și mai tare, ne facem victime și apoi să vedeți voi cum luăm lumea de partea noastră și o să venim românii mei la vot și o să voteze cu noi, nu cu Dumnezeu. Asta este aur. Aurisar gura ca la regele la robat, ăla care totul prefăcea în aur și la sfârșit omului de foame, Cresus. O zi minunată!